Bine ați venit! Haideți să începem seara aceasta cu cântarea care vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre închinarea care dorim să-i aducem Lui și în această seară. Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos ne-ai creat pentru Tine, speranță ne-ai dăruit. Și refrenul cântării spune: toată închinarea, toată adorarea, Ție-ți dăruiesc, o Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Haideți și în seara aceasta toată închinarea și toată adorarea să-i dăruim Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Voi vii să ne ridicăm. Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos pentru tine speranță ne-ai dăruit. Toată Tatăl nostru care ești în ceruri, dorim să îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu atât de minunat. Îți mulțumim, Doamne, pentru că
Ești Dumnezeul nostru, prin Iisus Hristos, Doamne, ne-ai făcut copii ai Tăi și îți mulțumim că și în această seară, ca și copii ai Tăi, suntem în locul acesta ca să îți aducem Ție toată închinarea și toată adorarea pe care o meriți. Ești un Dumnezeu și singurul Dumnezeu veșnic, singurul Dumnezeu vrednic de toată lauda și cinstea din partea noastră. De aceea te rugăm, Doamne, și în această seară să ne binecuvintezi așa cum stăm în prezența Ta. Te rugăm ca Tu să primești închinarea și lauda de pe buzele noastre. Și am vrea, Doamne, să fie nu doar de pe buzele noastre, ci cu adevărat din inimile noastre, din inimi sinceri, sincere. De aceea, Doamne, ne smerim înaintea Ta și în această seară. Și dacă este ceva nepotrivit în lăuntru nostru, Doamne, te rugăm ca Tu să scoți afară. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți să lepădăm și noi, Doamne, și să ne ierți, Doamne, și să ne cercetezi, Doamne, în seara aceasta. Și orice stare nepotrivită, Tu să o schimbi, Doamne, într-o stare după placul Tău, după voia Ta duhovnicească. Te rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi fiecare suflet care este în seara aceasta aici. Doamne, cuvântul Tău să-L faci viu și lucrător în inimile noastre. Ajută-ne, Doamne, să primim cuvântul Tău și în seara aceasta, ca din partea Ta. Binecuvintează familiile noastre. Doamne, în mod deosebit în această săptămână, Doamne, te rugăm să binecuvintezi națiunea aceasta Americii. Doamne, știm că ești în control cu privire la tot ceea ce se întâmplă în țara aceasta. Doamne, de aceea ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine. Ai milă, Doamne, de noi, ai milă de America, ai milă, Doamne, de conducătorii ei și spunem ca voia Ta să se facă în ce privește viitorul acestei țări și viitorul fiecăruia dintre noi. Ajută-ne pe noi, în schimb, Doamne, indiferent ce s-ar întâmpla, să rămânem, Doamne, Ție credincioși și dărui până la capăt. În numele Domnului Iisus te-am rugat, ascultă-ne. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fiți bineveniți din nou în casa Domnului în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. În seara aceasta o surpriză frumoasă. Fratele Andrei Niculae are pentru noi îndemnul care îl obișnuim să-l avem în fiecare duminică seara. Câteva îndemnuri din partea lui Dumnezeu pentru momentele noastre de rugăciune. M-am bucurat când mi-a spus că vrea să vină și să aibă un cuvânt sau un îndemn, un mesaj pentru noi toți în seara aceasta. Domnul să îl binecuvinteze. De aceea vreau să-l invit chiar în momentele următoare și după îndemnurile fratelui nostru Andrei, de asemenea să încredințăm seara aceasta în mâinile lui Dumnezeu prin rugăciune. Amin. Pace. Mă bucur să fiu în casa Domnului cu dumneavoastră. Prima oară vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru familia noastră, pentru bunii în România. Am vorbit cu ea azi dimineață, e mai bine. Nu a umblat pentru 4 săptămâni, 5 săptămâni, dar astăzi o încerca să mai umblă, mănâncă și vă mulțumim foarte mult. Deci, vreau să vă și spun că româna mea câteodată mai e bună, câteodată nu mai e bună. Am vrut să vin la dumneavoastră, în biserică, să, prima oară să vă traduc în engleză, dar am zis că nu pot, hai să vedem în românește. În seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj din 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 până la 5, despre încurajare. Toți trecem prin încercări. Câteva sunt mai dificil și alte mai ușor. Noi, ca creștini adevărați, trebuie să găsim mângâiere în ceea ce a făcut Hristos pe cruce și în modul în care sacrificiul lui Iisus garantează că Dumnezeu ne iubește și ne veghează. Dacă ne întoarcem la 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3, zice, cuvântul lui Dumnezeu spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru că prin mângâierea cu care noi însine suntem mângâiți de Dumnezeu, să putem mângâi pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Amin. Când viața este obositoare,
când te lupți cu păcatul tău sau când membrii din familie nu sunt salvați sau când munca este epuizantă sau atunci când cei dragi sunt răniți, când viitorul este nesigur, este ușor să fim descurajați? Este. Descurajarea este ca un hoț. Îți fură bucuria, pacea și mulțumirea. Dacă descurajarea locuiește în tine, prietenii săi se vor alătura în curând. Numele lor sunt oboseala, lipsa de speranță, disperare, depresie, îndoială. Descurajarea este nemulțumirea față de trecut, dezgust pentru prezent și neîncredere în viitor. Este rezultatul orbii. Este necunoștirea prezenței lui Dumnezeu, nepăsarea fraților și surorilor noastre și necredința în făgăduințele cuvântului său. Dacă nu avem pe ce să ne bazăm sau ne uităm binecuvântările și nu ne uităm la circumstanțele noastre, atunci descurajarea începe să prindă de noi. În schimb, ceea ce avem nevoie ca creștini este încurajare. Avem nevoie de speranță, pacea și cunoștirea a faptului că Domnul cunoaște necazurile și îngrijorările și compasiunea față de noi și nu ne lasă singuri. Ținerea ochilor asupra lui Iisus este cel mai bun mod de a fi încurajat. În el poți avea mângâiere, pace și încurajare. Fii încurajat pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al milei și al mângâierii. Versetul 3 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărui mângâieri. Vedem că Dumnezeu este numit Tatăl Milei. În greacă, cuvântul mila este tradus oiktirmos. Înseamnă compasiune sau milă. Este ceva care se simte în inimă. În inima lui Dumnezeu simte mila față de tine. El este autorul îndurării. Mila lui față de tine aduce mântuire și iertare păcatelor noastre. Acest lucru se datorează lui Iisus, datorită jertfa sale, datorită sângelui său vărsat pentru tine. Toate mângâiere vin de la Dumnezeu, care este Dumnezeul al iubirii. Nu este o pastilă sau banii sau lucrările pe acest pământ care ne încălzesc inimile și ne ridică, dar este bunul Dumnezeu. S-ar putea să ne întrebăm cum se primește confortul de la Dumnezeu. Și am scris câteva lucrări. Primul a spus prin credință, pentru că Dumnezeu spune că este Dumnezeul mângâierii, trebuie să-L credem și să acționăm după El. Trebuie să avem încredere în El și să primim mângâierea Lui pe măsura ce El ne oferă. Al doilea punct am spus de la alții. Dumnezeu își folosește poporul pentru să ne mângâie. Când avem o problemă, Domnul trimite pe cineva cu cuvinte de încurajare, o mână de ajutor sau un umăr pe care să plângi. Numărul 3 am spus prin cuvântul său, citind și auzând cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu sunt acolo pentru instrucțiune și încurajarea noastră. Este acolo pentru ca noi să învățăm și să aplicăm în viețile noastre. Și ultimul am spus prin Duhul Sfânt. El este numit Mângâietorul, El locuiește în noi. Ca urmașii lui Dumnezeu, trebuie să fim încurajați de orice mângâiere pe care o primim de la Dumnezeu, că vine prin Iisus. Versetul 5 spune, căci după cum avem parte din belșug și suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Aceasta înseamnă că orice confort, încurajare și speranță pe care le
primiți prin oameni sau prin cuvânt sau prin circumstanțe sunt filtrat prin Iisus Hristos. Prin urmare, confortul este bun și corect. Este primit prin credință. Unde suferințele noastre sunt abundente, la fel este și confortul nostru. Această mângâiere este o mângâiere spirituală primită de credință și de alergarea cu Dumnezeu. Aș dori să închei acest mesaj din această seară spunând că încurajarea este ceva care ne aparține tuturor ca creștini. Nu trebuie să trăiești într-o lume a durerii sau îndoială. Nu trebuie să trăiești singur. Noi avem trupul lui Hristos să ne ridică. Amin? Amin. Avem cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe. Ai Duhului Sfânt în tine. Dar trebuie să avem încredere. Trebuie să ne uităm doar la Iisus și să depindem de El. Vă las cu un verset, spune Iisus Hristos: veniți la mine toți cei trudiți și împovăriți și eu voi vă da odihnă. Amin. Slăviți să fie Domnul pentru cuvântul Lui de încurajare în seara aceasta pentru noi toți, ca și biserică, și pentru fratele Andrei, pe care l-a folosit în seara aceasta înspre încurajarea noastră. Și vreau să te încurajez și să te încurajăm și noi, Andrei, și să îți spun în seara aceasta să continui, să faci ceea ce ai început să faci, ceea ce ai făcut în seara aceasta aici, și anume să predici cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai posibilitatea aceasta în biserica New Life, nu e nici datoria mea să știu sau alte lucruri de genul acesta, dar vreau să spun următorul lucru: fie acolo, fie în altă parte, caută și puneți darul acesta, talentul acesta în aplicare, în slujba lui Dumnezeu. Nu știu cât de folositor ești la Biserica New Life, dar în seara aceasta aici ai fost folositor. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru încurajările tale. Vreau să vă mărturisesc ceva personal. Cred că nevoia cea mai mare a bisericilor de astăzi nu este atât de worship leaders. Cei mai mulți tineri astăzi asta caută și își doresc. Să fie un worship leader, nu-i așa? Să fie în față, poate cu chitara, poate la tobe, poate la pian sau în alt fel. Nu e mare lucru să cânți la chitară, poate să înveți să cânți și cu vocea. E important și lucrul acesta, dar cred că cea mai mare nevoie a bisericilor de astăzi este de tineri predicatori. De tineri care să predice efectiv Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, de lideri cu adevărat spirituali. Și aici cred că biserica, indiferent de ce biserică vorbim, are un rol foarte important de a promova și de a încuraja tineri care să predice Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea mă rog pentru tine, Andrei, și pentru Bebe de asemenea, ca Domnul să vă ajute acolo unde sunteți să fiți lideri spirituali, folositori bisericii în care Domnul v-a așezat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și haideți, de ce nu, pe lângă îndemnurile fratelui Andrei în seara aceasta, de încurajare, să ne rugăm pentru el, pentru familia lor, pentru sora Ana, bunica lor în continuare, și să fim în continuare și noi pentru ei încurajare și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm și cu o soră și un frate îndemnați de Duhul Domnului să venim în rugăciune cu voce tare și toți de asemenea în gândurile noastre. Thank you.
Amin. 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 Doamne, ajută-ne să ascultăm, Doamne, să ne deschizi inimile și urechile la cuvântul Tău. Amin. Să putem, Doamne, să-L strângem în inima noastră și să trăim în viața noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta. Amin. Noi îți mulțumim, Doamne, că Tu ne asculți și Te rugăm să răspunzi la fiecare după voia Ta. Amin. Îți mulțumim că ești cu noi și în această după masă, de aceea Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare în parte. Amin. Te rugăm ca pe mai departe să fii cu noi, Doamne. Amin. Această săptămână Te rugăm să ne porți de grijă. Amin. Să ne iei în brațul Tău, să fie cu noi, Doamne, și să ne ajut, Doamne, să facem numai voia Ta. Amin. Iar dacă cel rău, Doamne, vine cu ispita, Doamne, Te rugăm să ne dai putere să ieșim din el. Amin. Noi îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci pentru noi și numele Tău să fie slăvit acum și în veci de veci. Amin. Amin. Amen. Speak to him so that your word can speak to others, Lord. Amen. Lord, I pray that you look over Father Ovidiu tonight, Lord, and I pray that you speak through him, Lord, and so that you can give us the word, Lord, to get closer to you, Lord. Like Father Ovidiu said, Lord, I pray that we all have the desire the same way that we would like to worship, that we would worship through the word as well, Lord. I pray that you look over each and every single member in this church, Lord, with their families, with their kids, grandkids, Lord. Amen. I pray that you continue to put a hand over each and every single one of us, Lord. Lord, I pray that you look over these next 4 years with the new presidency, Lord. I pray that you continue to put a hand over this country, Lord, and you continue to guide us, Lord. We want to thank you for everything that you've done in our lives, Lord. In your name we pray, amen. Amen. Vă rog să ocupați locurile. Cântăm o cântare în continuare împreună, după care ascultăm copiii lăudând pe Domnul cu o cântare, iar mai apoi pe toți ceilalți care doriți să îl lăudați pe Domnul în seara aceasta. El n-a promis doar cerul senin, nici floc pe cale, fără venin. N-a promis soare, fără de nor, nici bucuria, fără în încercări
Iisuse, Iisuse, Domnul, aleluia. Iisuse, Domnul, aleluia. Iisuse, Domnul, aleluia. Iisuse, Domnul, aleluia. Iisuse, Domnul,
Ți-e greu acum în lumea rea, ți-e așa de greu, știu bine, dar nu e mult, mireasa mea, eu vin curând la tine. De plâns e sufletul tău plin și genele ți-s pline. Aștepți de mult, mai ai puțin, tu vii curând la mine. Aserii umbre s-au lungit, răcoarea nopții vine, e aproape ceasul fericit, eu vin curând la tine. Mai stai, mai sufere puțin, mai sus privirea ține, curând scăpa vei pe deplin, tu vii curând la mine. Voi șterge atunci din ochii tăi tristețe și suspine, pe a slavei fericire căi, eu vin curând la tine. Pe fruntea ta voi așeza aceleiași lumine, să-mi fii pe veci asemenea, tu vii curând la mine. Ți-e greu acum, e lumea rea, e tot mai rea, știu bine, dar nu e mult, mireasa mea, eu vin curând la tine. Amin. Nevoia cere. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt, și ființele ce împodobesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare. Și văd minunea mulțimea astrelor ce alerg pe cer. Mărețul soare cât și blânda lună, ca mingi de aur plutind prin eter. Atunci scând, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci scând, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Când întâlnesc pe Domnul Sfântă, și când zăresc mulțimea de îndurări, pe-ai să-i aleși cum i-a iubit într-una și i-a condus prin binecuvântări. Atunci scând, ce mare ești, ce mare ești. Atunci scând, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești.
când întâlnesc pe Domnul în Cartea Sfântă și când zăresc mulțimea de îndurări. Pe-ai să-i aleși cum i-a iubit într-una și i-a condus prin binecuvântări. Atunci când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Și-l văd pe Iisus pe pământul acesta ca serv, dar plin de dragoste și har. Zăresc în duh amara-i suferință și mântuirea ce-mi o dă în dar. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce sarcini mari și grele, când sufletul e trist până la mormânt, el se apleacă plin de mângâiere și-mi ia tot chinul de orice legământ. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce când Domnul bun mă va chema la sine și când voi sta uimit în fața sa, privind pe Domnul sfânt al veșniciei, căzând la tronul mă voi închina. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci-ți când măreț stăpânitor, ce mare versete din Scriptură, din Cartea Evrei, capitolul 12, antepenultimul și penultimul. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult
Nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Și cu cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Amin. Amin. Aduc și eu o mulțumire cu privire la slujirea lui Andrei. E o binecuvântare, este însuflețitor să vezi tineri în adunare slujind lui Dumnezeu. Mă bucur nespus de lucrul acesta și mă gândesc și la ce mi-a dat Domnul. Cât de bucurie ar fi să știu că își aduc și ei aportul la mântuirea Domnului Iisus și laudă pe Domnul. Mi-aduc aminte de fiul mai mic când era atâta de mic, cum mai înainte Vanessa se arătase și îl slăvea pe Domnul. Și mi-aduc aminte și de fiul meu când dintr-o suflare cânta cântarea Sfârșitul veacului trăim. M-am minunat. După ce a gătat cântarea, am rămas pe gânduri și m-am gândit, Doamne, cât de minunat ești Tu, Doamne, cum lucrezi Tu și cum dai Tu har peste și peste copii mici. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și mă bucur că în aceste vremuri să văd lucruri care însuflețesc lucrarea. Mă bucur și mulțumesc Domnului și pentru biserica, cum o simțit cu privire la nepoțelul Nicolas. Noi care auzim cam mai des lucruri cu privire la el și când ne gândim și ne-l imaginăm, Doamne, cum l-am strânge în brațe și Doamne, cum am plânge pe umerii lui și pe căpșorul lui, atât de încercat. Mulțumesc bisericii în numele Domnului Iisus pentru ce face. Domnul să răsplătească bisericii. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin. E aproape miezul nopții, e ceasul de veghere și în candele uleiul se mistuie încet. E ceasul așteptării, al nopții întunecoase, fecioare chipzuite, aveți ulei în vase. Din sateliți răzbate până la noi cuvântul, cu tremure frământă din temelii pământul. Și clocot în oceane, cicloane furtunoase, fecioare chipzuite, aveți ulei în vase. Sunt semne sus în ceruri și jos aici războaie. Televiziunea umple pământul cu gunoaie. Rachete varsă moarte în flăcări nemiloase, fecioare chipzuite, aveți ulei în vase. În Bosnia e geamăt și ciumă în Filipine. E Rusia în freamăt, America în rușine. În China zvon de tunuri, în Africa de oase. Fecioare chipzuite, aveți ulei în vase. E aproape miezul nopții și semnele sunt gloată. Cristoșii de minciună înșeală lumea toată. Fecioare prigonite, cu fețe luminoase, fecioare înțelepte, aveți ulei în vase. Amin.
vecie m-ai făcut copilul tău. O, Iisus Mântuitorul, sufletului meu sărman, m-ai răscumpărat pe cruce, m-ai scăpat de-al meu dușman. În întuneric multe eu am îndurat, dar spre tine, Doamne Sfinte, pașii mei s-au îndreptat. O, Iisus Mântuitorul, sufletului meu sărman, m-ai răscumpărat pe cruce, m-ai scăpat de-al meu dușman. Scăpat din moarte, ochii mei tu mi-ai șters, și pe drumul vieții sfinte tu m-ai pus și eu am mers. O, Iisus Mântuitorul, sufletului meu sărman, m-ai răscumpărat pe cruce, m-ai scăpat de-al meu dușman. Pacea Domnului Iisus. Ce dulce ți-e cuvântul de pace pe pământ, ori binecuvântarea ce-o dai din cerul sfânt. Căci tu alin pământul când mila ta o pui, doar tu e salvatorul și toate le supui. Ce dulce ți-e cuvântul când vrei să ne vorbești, căci doar prin el pricepem, stăpân a tot ce ești. Prin el noi te cunoaștem ce mare ești și bun. Prin el mă înalț la tine și ție mă supun. Ce dulce a fost cuvântul când ți l-am înțeles, în el găsit am viață când voia ți-am ales. Prin el aflat am jertfa pentru păcatul meu. Prin el cunosc în tine un unic Dumnezeu. Ce bine-i lângă tine, suntem scutiți de vânt, de arșiță, de ploaie, de toate câte sunt. Căci toți aceia care pe tine te au ca Domn, le dai tu pâinea vieții, cum ai promis, ca în somn. Ce dulce-i mângâierea când mâna ta o pui pe rana sângerândă, ce sapă ca un cui, căci mâna-ți de ne-atinge, durerile ne pierd și pacea ne cuprinde și un dor cumplit de cer, că slava ce-i rostită ușor e ur și cui, valoarea însă-i fapta, că-i conștiința lui, de aceea te dudește cuvântul al trăi, mărturisind pe Domnul și lumii ai grăi. Te rog să fii cu mine, de mână să mă ții, să pot străbate calea prin aspre vijelii, să pot păstra credința și dragostea din tâi, să fac din tine alesul, nu al doilea, ci întâi. Ce dulce e cuvântul atunci când e rostit, spre slava ta, o Doamne, fii veșnic prea slăvit. Doar ție ți se cade onoarea să îți dăm, doar tu ești Domnul slavei și ție ne închinăm. Amin.
Fratele Călin Popoviciu ne-a rugat în seara aceasta dacă putem să aducem în rugăciune părinții lui, în mod deosebit pe tatăl lui, Călin, care sunt în România amândoi și, din câte știu, tatăl lui trece prin probleme de sănătate și e dorința fratelui nostru Călin să ne rugăm pentru părinții lui. De aceea vă invit să ne ridicăm și rog pe fratele Popa, în mod special, în mod deosebit, să ne rugăm în seara aceasta pentru părinții fratelui nostru Călin și, în primul rând, să ne rugăm ca Domnul să îi cerceteze pe amândoi, să-i ajute să înțeleagă că au nevoie de Dumnezeu în viața lor. Atunci când îl avem pe Domnul de partea noastră și în viața noastră, tot ceea ce îngăduie El în viața noastră trece mult mai ușor cu Domnul prin probleme și prin încercări. Și mai mult de atât, știm că nu e totul aici pe pământ. Când suntem copiii lui Dumnezeu și adevărați credincioși, nădejdea noastră este că și dacă vom trece de pe pământul și din acesta și din lumea aceasta, vom ajunge și vom fi cu Dumnezeu pentru o veșnicie sus în ceruri. Amin. De aceea, și pentru vindecare spirituală și pentru vindecare trupească, haideți să încredințăm în mâinile lui Dumnezeu și această cauză, această familie, părinții fratelui nostru Călin Popoviciu. Amin. Și îți mulțumim pentru bunătatea ta cea mare care o ai față de noi toți. Mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai făcut de cunoscut ce este bine și ce este rău. Amin. Și îți mulțumim că Iisus, Domnul nostru, ne-a căutat și ne-a ales din lumea aceasta și îi mulțumim frumos pentru mulțumim. Dragostea cea mare. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne dai puterea și înțelepciunea și ajutorul, să stăm, Doamne, totdeauna la dreapta Ta, să stăm totdeauna, Doamne, la cuvântul Tău care ne întărește, care ne îmbărbătează, care ne liniștește. Amin. Și care, Doamne, ne ridică din amorțeală. Ne rugăm, Doamne, din cer să binecuvintezi pe ceea care strigă după ajutorul Tău. Amin. Amin. Ai milă, Doamne. Amin. Amin. Amin, te rugăm. Bună și sfântă. Te rugăm, Tată din cer, să ai milă, Doamne, de toți. Amin. Și să-și legă după ajutorul Tău. Te rugăm să ridici și pe cei căzuți de la harul Tău. Te rugăm să te înduri, Doamne, și de cei prigoniți pentru numele Tău. Amin. Te rugăm să te înduri, Doamne, și de misionarii din poporul Tău. Doamne, dă putere, dă înțelepciune, dă ajutor, Doamne, ca cu toții să lăudăm, să preamărim și să cinstim numele Tatălui nostru din cerul, a Mântuitorului nostru și a Duhului Sfânt, care ne întărește, care ne sprijinește și ne învață ce facem. Mulțumim Lui pentru îndurarea Lui. Amin. Mulțumim Lui pentru dragostea Lui. Doamne, suntem într-o lume frământată, agitată și, Doamne, fără Tine, te rugăm, descopere-te la mulți. Amin. Să cunoască mulți aceasta, Doamne, binecuvântare, care vrei să o revești peste omenirea întreagă. Amin. Doamne, fă ca pacea Ta, dragostea Ta să rămână în continuare peste noi toți. Și îți mulțumim că ești bun cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai răbdare cu noi. Și îți mulțumim pentru toate. Fie lăudat, fie glorificat și binecuvântat numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Timpul acestei cântări ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Nu este munte prea înalt ca să nu-l miște. E problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e
mască. Nu e durere prea grea să nu aline. El purta ca pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El purta ca pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Nu este munte prea înalt ca să nu să ne ridicăm și vă rog să deschideți cuvântul Domnului în seara aceasta în Cartea Geneza, să citim din capitolul 22, versetul 1 la 18. Geneza, capitolul 22, începând cu versetul 1 înainte până la versetul 18. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac, și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul aceluia numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă.
Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai curuțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Testul acesta, cu siguranță, sau încercarea aceasta din viața lui Avram a fost cel mai greu test sau cea mai grea încercare din viața lui Avram. Spuneam de dimineață faptul că Avram a fost testat și înainte, prin alte feluri sau alte metode. A fost testat, spuneam de dimineață, în ce privește ascultarea lui față de Avram. Adică Dumnezeu l-a trecut și prin testul acesta al ascultării. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta, din familia ta și du-te în țara în care îți voi spune eu. Și Avram spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat, a ascultat, a trecut testul acesta al ascultării. Mai apoi un alt test la care îl supune Dumnezeu pe Avram, spuneam de dimineață, a fost testul încrederii lui, încrederii lui Avram în Dumnezeu. Când o pune pe Sarai, nevasta lui, să spună egiptenilor că de fapt e sora lui, ca să scape cu viața. Avram a căzut la testul acesta al încrederii lui în Dumnezeu. Un alt test la care îl supune Dumnezeu pe Avram a fost testul acesta al bogățiilor sau lucrurilor materiale. Când păzitorii vitelor lui Lot și păzitorii vitelor lui a lui Avram n-au avut loc unul de altul și Avram cedează cea mai frumoasă pășune lui Lot și cirezilor lui, și anume câmpia Iordanului. Iar după toate aceste teste, după toate aceste lucruri, vine și spune în textul pe care tocmai l-am citit mai înainte, în versetul 1, după aceste lucruri. După aceste lucruri, spune, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Și urmează încercarea sau testul pe care l-am citit și l-am descris, îl descrie aici cuvântul lui Dumnezeu. Avrame, a spus Dumnezeu, iată m-a răspuns el. După toate aceste lucruri, după toate aceste teste sau încercări, se pare că Dumnezeu îl socotește vrednic pe Avram pentru cel mai mare test din viața lui. Să-și ducă fiul atât de mult iubit, atât de mult dorit, promis de Dumnezeu, să-și-l ducă pe altar ca jertfă. Cel mai mare, fără nicio îndoială, testul acesta a fost cel mai mare test sau cel mai greu test din viața lui Avram. Să reținem faptul că Avram nu știa că este un test. Avram nu știa că e doar un test, doar o încercare. Știm noi astăzi, dar atunci Avram nu știa că e doar un test. Cui îi plac, vă întreb eu, testele? Sau, cum era la școală, extemporalele? Îmi aduc aminte când eram la școală în România, evident în generală sau în liceu, obiceiul al unor profesori era să nici nu te anunțe, nu-i așa, când îți dădea un test sau un extemporal. Veneau unii dintre ei la oră și dintr-o dată spuneau: scoateți toată lumea o foaie și scrieți, scurt și la subiect. Și mă aduc aminte, parcă așa vedeam, poate mă înșel eu, dar așa vedeam eu pe ei, că cu atât de mare sau multă mare plăcere făceau ei lucrul acesta. Nu, vin în clasă fără să te aștepți și spun: scoateți o foaie și scrieți, așa mai departe. Nu te anunța nimeni că urmează testul.
Și cine era pregătit, era ferice de el, iar ceilalți încercau să se descurce. Cum vreți dumneavoastră. Testul acesta sau încercarea aceasta a fost ceva neanunțat de asemenea pentru Avram. Și nu numai atât, era cel mai greu, cel mai mare test din viața lui. Avram însă a fost cu adevărat pregătit. Dumnezeu îl socotește pregătit pentru cea mai mare încercare, pentru cel mai mare test din viața lui. De aceea, în această seară aș dori să ne uităm în cea mai grea încercare, să ne uităm la Avram, să ne uităm la ascultarea lui Avram, să ne uităm la dăruirea lui, să ne uităm la credința lui și în cele din urmă să vedem binecuvântarea lui. Dacă ar fi să vă gândiți în seara aceasta la cea mai grea încercare din viața dumneavoastră până acum, nu știu câți ani aveți fiecare dintre dumneavoastră, dar dacă ar fi să vă gândiți la cea mai grea încercare din viața dumneavoastră până acum, oare care ar fi aceea? Și cum am reacționat noi în cea mai grea încercare din viața noastră? Cred că cel mai greu lucru este atunci când îți suferă copiii, nu-i așa? Noi ca noi, dar când îți vezi copilul suferind și să nu-l poți ajuta cu nimic, nu știu dacă e suferință mai mare decât aceasta. Personal vorbesc în dreptul meu, în dreptul familiei mele, pentru mine și pentru soția mea, cred de asemenea, pentru noi, anul 2012 a fost cel mai cumplit an. Ianis, scos de sub mașină și dus cu fractură craniană la spital. Apoi, după 2 săptămâni, nașterea lui Lucas, când știți cu toții cum s-a născut, cu problema cu care s-a născut și când doctorii de atunci ne spuneau că s-ar putea toată viața s-ar putea să fie hrănit prin tuburi. După toate acestea, undeva în toamnă, au mai venit și unii frați care mi-au spus: asta e o pedeapsă de la Domnul pentru atitudinea mea împotriva păcatului beției și a păcatului curviei în biserica de atunci. A fost cea mai grea încercare pentru mine și pentru soția mea. Parcă atunci când îți trec copiii prin suferință, nu e așa că vrei tu cumva parcă să te pui în locul lor, dacă s-ar putea? Nu știu care a fost cea mai grea încercare din viața dumneavoastră. Dar personal mă uit în seara aceasta la cea mai grea încercare din viața lui Avram și la atitudinele lui Avram în fața celei mai grele încercări din viața lui și vă mărturisesc, când mă uit la mine și cum am reacționat eu în cea mai grea încercare din viața mea, îmi văd falimentul meu și îmi văd eșecurile mele. Uitați-vă, vă rog, la ascultarea lui Avram. În cea mai grea încercare din viața lui, Avram a fost omul care asculta de Dumnezeu până la capăt, o ascultare totală, deplină. Versetul 1, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el, Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el 2 slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Foarte interesant să observăm aici faptul că aici nu e vorba de un accident sau de o vreo boală în dreptul lui Isaac. Aici este vorba de a merge tu efectiv și de a-ți aduce tu cu mâna ta fiul ca jertfă pe altar. Fiul promis de Dumnezeu, moștenirea lui Avram, unicul său fiu, din câte se știe, care avea aproximativ 18 ani în momentul de față, să vină să spună Dumnezeu după 18 ani de zile, să spună: adu-mi-l pe unicul tău fiu ca ardere de tot, ca jertfă. Știți ce însemna atunci arderea de tot?
să aduci ceva ca ardere de toți, o jertfă în felul acesta? Arderea de tot în vremea aceea însemna să înjunghi un animal și mai apoi să-l arzi până se consumă de tot, adică până nu mai rămâne efectiv nimic. A mai adus Avram în vremea aceea jertfe pentru Dumnezeu și arderi de tot, dar niciodată oameni. Ci să mai vorbim de însuși fiul său, copilul său, moștenirea lui. Vă imaginați ce era în inima lui Avram? Și observați cum îi spune Dumnezeu lui Avram să înțeleagă clar, parcă am spune noi, Dumnezeu parcă vrea să, vorba aceea, să învârtă cumva cuțitul în rana, în inima lui Avram, când îi spune în versetul 2, observați, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, 1, 2, ia pe singurul tău fiu și 3, pe care îl iubești. Interesant, nu? Dumnezeu îi spune foarte clar și parcă Dumnezeu vrea să apese cumva în rana asta lui Avram când îi spune de 3 ori, parcă în alte cuvinte, ia pe fiul tău, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Ce relație poate fi aceasta între Dumnezeu și Avram? Cum poate Dumnezeu să îi ceară așa ceva? Tocmai acesta este de fapt testul. Este oare gata Avram să asculte de Dumnezeu chiar și atunci când Dumnezeu îi cere ceva ce nu face sens? Sau când Dumnezeu îi cere ceva ce depășește orice logică umană sau stare umană? Acesta era testul. Și ce face Avram? Versetul 3. Avram s-a sculat dis de dimineață. A pus șaua pe măgar și a luat cu el 2 slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Îmi imaginez cum a dormit Avram în noaptea aceea, știind că dimineața avea să meargă să ardă de tot pe unicul său fiu. Să ardă de tot pe unicul său fiu. A comentat ceva Avram? A spus ceva Avram? Nici măcar n-a stat pe gânduri. Nici măcar Avram nu a avut îndoieli, nici n-a spus oare, nici nu s-a gândit oare a fost vocea Domnului care mi-a spus lucrul ăsta? Sau hai să-l mai întreb o dată, Doamne, oare chiar Tu ești? Oare, Doamne, chiar Tu îmi ceri lucrul ăsta? Chiar Tu vrei să fac lucrul ăsta? Nu mai înțeleg nimic. Absolut niciun cuvânt nu spune Avram, absolut nimic, ci spune a tăiat lemne pentru arderea de tot, adică arderea de tot era fiul său, și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. În cea mai grea încercare pentru Avram, cel mai greu test pentru el, observați că Avram a ascultat pe deplin de Dumnezeu. Mă aduc aminte de Domnul Iisus Hristos. Cea mai grea încercare pentru Iisus Hristos ca om, când era în grădina Ghețiman și când toate păcatele omenirii din vechime, din trecut, de astăzi, din viitor, apăsau asupra Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos a plâns efectiv de durere, Domnul Iisus Hristos ce spune? Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Depărtează de la mine suferința aceasta. Totuși, spune Domnul Iisus, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În cea mai grea încercare, observați și vedem împreună ascultarea lui Avram, o ascultare totală, de plină. În cea mai grea încercare, priviți de asemenea și la dăruirea lui Avram, versetul 4 spune, a treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram ce spune slugilor lui? Interesant, spune, rămâneți voi aici, noi ne ducem să ne închinăm.
Și apoi, zice Avram, ne întoarcem. Foarte interesant de remarcat gestul lui Avram de a se închina lui Dumnezeu și în astfel de împrejurări. Să mergi cu fiul tău la tăiere și la ardere de tot și să spui că asta e închinare. Da, Dumnezeu condamnă jertfa copiilor pentru idoli sau dumnezei străini, tocmai de aceea Dumnezeu nici n-a îngăduit să se întâmple lucrul acesta cu Isaac. Avram, fără nicio îndoială, îl iubea pe Isaac și îl iubea foarte mult. Însă prin gestul lui, știți ce ne arată textul acesta? Știți ce ne spune despre Avram, despre caracterul lui, despre viața lui? Prin gestul acesta Avram a demonstrat că închinarea față de Dumnezeu, dăruirea față de Dumnezeu, în primul rând e mai presus și trebuie să fie mai presus chiar decât copiii noștri. Domnul Iisus însuși spune, vă aduceți aminte, în Matei capitolul 10, versetul 37, cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cât de dăruit trebuie să fii lui Dumnezeu încât să îți pierzi copilul, să-ți pierzi poate familia și cu toate astea, pe cei dragi, cu toate astea să rămâi un om dăruit lui Dumnezeu. Cu toate astea să crezi în continuare în Dumnezeu, cu toate astea să te închini în continuare, să-L slujești în continuare, lucruri care înseamnă nimic altceva decât dragoste necondiționată față de Dumnezeu. Versetul 6. În textul acesta spune Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Lemnele în spatele fiului său, pe spatele fiului său Isaac. Să iei lemnele, chibritele sau focul și cuțitul și să mergi cu gândul că nu-ți mai vedea fiul. Ce scenă groasnică trebuie să fie scena aceasta? Crudă. Să porți lemnele pe care avea să fie, să duci lemnele care avea să, pe care avea să fie, care avea să fie sacrificat unicul tău fiu. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos ca și fiu, care avea de asemenea să-și poarte lemnul pe care avea să fie sacrificat, jertfit. Încă o dată, Avram nu știa că e doar un test. Avram nu știa că e un test. Însă tocmai lucrul acesta l-a făcut mare în ochii lui Dumnezeu. Și o să vedem puțin mai târziu ce înseamnă lucrul acesta. Câtă dăruire, ce relație trebuia să fi avut Avram cu Dumnezeu să fie gata să renunțe la fiul său pentru Dumnezeu. În cea mai grea încercare, vedem ascultarea lui Avram, dăruirea lui Avram, dar ne uităm de asemenea în textul nostru și vedem și credința lui Avram. Versetul 7 spune că atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, tată, ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram. Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și spune mai departe, când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Când Avram spune, Dumnezeu însuși va purta de grijă, eu cred că Avram credea cu adevărat lucrul acesta. Chiar dacă Dumnezeu îngăduia ca Isaac să moară, Avram de asemenea credea că Dumnezeu îl va învia. Avram era convins că Dumnezeu într-un fel sau altul va purta de grijă. Deschideți, vă rog, în Evrei, în capitolul 11, atunci când Pavel descrie acești oameni deosebiți, oameni mari ai credinței, îl vedem în lista aceasta, evident, și pe Avram. Și spune în Evrei 11, versetul 17, prin
credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Avram, spuneam, nu știa că e doar un test, de aceea Pavel socotește pe Avram ca și cum și-ar fi adus fiul ca jertfă. El căruia, spune versetul următor, i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și versetul 19 spune că se gândea, Avram se gândea, că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, ca învia din morți, l-a primit înapoi. Drept vorbind, ca învia din morți, l-a primit înapoi. Dragii mei, asta nu cred că e credință oarbă, ci cred că e o credință reală, o credință adevărată. În cea mai grea încercare din viața ta, să ai puterea aceasta sau tăria asta să spui, Domnul va purta de grijă. Indiferent cât de mare ar fi încercarea sau grea testul pentru tine, tu să vii să spui, Domnul va purta de grijă. Îți trebuie ceva credință să poți spune lucrul acesta, nu-i așa? Asemănător cu, vă aduceți aminte, credința celor trei tineri aruncați în cuptorul cu foc. Ce au zis ei împăratului Nebucanețar? N-avem noi, spuneau ei, n-avem noi ce să-ți răspundem ție la acuzațiile, la amenințările tale. Împăratul nostru, spuneau ei, este Dumnezeu și pe noi nu ne poate opri nimeni să ne rugăm. Parafrazați. Iată, spuneau ei, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Ce tineri dedicați, dăruiți lui Dumnezeu! Probabil că dacă ar fi trăit astăzi, cei trei tineri ar fi spus, cine e Newsom, nu? Un exemplu. Sau cine e Como? Să-mi zică mie să nu merg la biserică sau să-mi interzică să merg la biserică sau la părtășie? Domnul va purta de grijă. Spre sfârșitul anilor 1800, începutul anilor 1900, primii doi misionari scoțieni trimiși în insule Hibride au fost omorâți și mâncați efectiv de canibali în prima zi când au ajuns acolo. A fost foarte greu mai apoi să se mai găsească misionari, voluntari, care să meargă în zona aceea. După ceva timp însă, când John Patton s-a hotărât să meargă acolo, toată biserica din Glasgow, din Anglia, a vrut să-l oprească. Un frate mai în vârstă a venit la el și l-a avertizat că poate fi mâncat de canibali. Și Patton a răspuns și a spus așa, mărturisesc că dacă aș trăi sau aș muri slujind pe Domnul Iisus, nu va fi nicio diferență pentru mine dacă voi fi mâncat de canibali sau de viermi. În marea zi a învierii, trupul meu, cât și al tău, va sta în ziua răscumpărătorului nostru care e viu și trăiește la dreapta lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat după 15 ani de misiune? După 15 ani de slujire în insule Hibride al lui Patton, aproape fiecare canibal de pe insula Aniwa, unde Patton a slujit, l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că atunci când alegem să-L slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ne garantează o viață ușoară. Suntem chemați să-L slujim având credința aceasta că Domnul va purta de grijă și să fim în același timp gata să dăm totul pentru El. Domnul Iisus spune, dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu-mi explic cum Avram putea fi în stare de așa ceva, decât că s-a lepădat pe sine.
Și pentru Avram, Dumnezeu era de fapt totul. În cea mai grea încercare, Avram a ascultat de Dumnezeu. Avram s-a dăruit mai mult de Dumnezeu. În cea mai grea încercare, Avram a crezut în Dumnezeu. În cea mai grea încercare, observați mai mult de atât, Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu. Versetul 15, mai departe, spun, după ce îngerul a venit și l-a oprit pe Avram să ia viața fiului său, vine a doua oară îngerul, în versetul 15, și spune: îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Întotdeauna aș dori să înțelegem în seara aceasta foarte important. Întotdeauna, dar întotdeauna după încercare vine binecuvântare. După încercare vine binecuvântare. Poate nu vedem binecuvântarea în mijlocul încercării, poate nu vedem binecuvântarea nici imediat după încercare, dar întotdeauna binecuvântarea va veni. Poate noi am spune astăzi, cum poate un Dumnezeu adevărat să ceară așa ceva? Cum poate un Dumnezeu adevărat să ceară să-ți duci unicul fiu ca jertfă? Ce fel de Dumnezeu e acesta? Dumnezeu, dragii mei, aș dori să înțelegem, a știut dintotdeauna că Isaac nu va muri. A fost dintotdeauna în planul lui Dumnezeu ca El să intervină în momentul acesta, exact în momentul potrivit. Și probabil ne întrebăm atunci, la ce rost testul acesta? De ce un astfel de test? De ce avem atunci întâmplarea aceasta pe paginile Scripturii, evenimentul acesta? Oare chiar era nevoie? Cu siguranță. Știți de ce? Uitați-vă, versetul 16 spune: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, versetul 18, nu numai că tu, Avrame, vei fi binecuvântat, dar toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. De ce? Pentru că ai ascultat de porunca mea. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că noi astăzi suntem binecuvântați de Dumnezeu datorită gestului acestuia lui Avram. Noi suntem binecuvântați astăzi de Dumnezeu datorită ascultării lui Avram, datorită dăruirii lui, datorită credinței lui, datorită faptului că Avram a ascultat atunci de porunca Domnului. Galateni, spune Apostolul Pavel, capitolul 3, în versetul 16 și versetul 29, spune aici Apostolul Pavel: acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Și versetul 29 vine și spune Pavel: și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sau suntem ce? Sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Înțelegem, dragii mei, de ce era nevoie de încercarea aceasta? De ce era nevoie de testul acesta în dreptul lui Avram din partea lui Dumnezeu? Pentru că prin ascultarea lui Avram, prin binecuvântarea lui, noi toți suntem binecuvântați de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Aduceți-vă aminte de asemenea de un alt om al lui Dumnezeu pe nume Iov.
după cea mai mare încercare din viața lui, i-au murit toți copiii, 10 copii. I-au murit toți robii pe care avea, toate animalele. A fost mai apoi, ca și cum nu era destul, a fost și lovit cu o bubă, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu suferință, încât nevasta lui îi cere să blesteme pe Dumnezeu și să moară. Însă, după ce a trecut biruitor peste toate acestea, la sfârșit, după încercare, vine binecuvântare. Dumnezeul lui Iov, dacă întoarcem cuvântul lui Dumnezeu în sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu îi dă dublu înapoi lui Iov. Observați Iov capitolul 42, versetul 11 spune așa: frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimise Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Și versetul 12 spune așa: în cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi, adică la început. A avut 14.000 de oi, dacă vă uitați în capitolul 1 la început în viața lui Iov, a avut 7.000 doar de oi, spune la sfârșit a avut 6.000 de cămile, Dumnezeu l-a binecuvântat cu 6.000 de cămile, la început avea 3.000, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe, la început avea 500, a avut, spune versetul 13, 7 fii și 3 fete, cele din tâi a pus numele Emima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov, spune, a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și spune versetul 17: și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Foarte interesantă, se mai folosește și în dreptul altor oameni al lui Dumnezeu, expresia aceasta, sătul de zile. A murit sătul de zile. Adică, cumva, să ajungi să te întrebi, măi, dar ce-i cu mine de nu mai mor? Nu? Cam așa ceva ar fi expresia aceasta. Sătul de zile, binecuvântat de Dumnezeu. De aceea, să nu uităm că oricât de grea ar fi încercarea, mai devreme sau mai târziu, vine binecuvântarea. Da, cum vă spuneam la începutul mesajului meu din seara aceasta, cel mai greu an pentru noi a fost anul 2012. Dar a venit anul 2013, nu? După 2012 vine 2013. Anul venirii noastre în America. Venire pe care vă mărturisesc, noi am văzut-o ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumneavoastră ca biserică ați fost atunci și sunteți evident și astăzi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru noi. Așa am considerat-o și așa am văzut-o noi în anul 2013. După anul încercării, cea mai grea încercare, cel mai greu an din viața noastră a venit binecuvântarea în 2013, în anul următor. Vă mărturisesc că nu ne-am gândit și nici nu ne-am așteptat vreodată. Pentru noi era ceva imposibil. Dar Domnul poartă de grijă. Domnul poartă de grijă. Moria, de fapt, muntele acesta, asta înseamnă Domnul poartă de grijă sau Domnul este învățătorul meu, învățătorul nostru, adică El învață. În cele mai grele încercări din viața noastră, Dumnezeu, aș dori să reținem lucrul acesta, Dumnezeu vrea să ne învețe. În cele mai grele încercări din viața noastră, Dumnezeu vrea să ne învețe, cel puțin un lucru. Avram a învățat cu siguranță că întotdeauna Domnul este Cel care poartă de grijă.
În ce mă privește pe mine și familia mea, în cea mai grea încercare din viața noastră, din viața mea, am învățat că El trebuie să fie pe primul loc în viața mea și apoi copiii mei. Iov, pe de altă parte, a învățat și el lecția, și anume că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. De aceea, dragii mei, fiecare dintre noi, când ajungem la moria, la poate cea mai grea încercare din viața noastră, întotdeauna aș dori să reținem, să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne învețe cel puțin un lucru. Și închei cu o întâmplare reală. Karen Watson a fost un ofițer de poliție care în anul 2003 a decis să meargă misionară în Irak, unde a murit în urma unui atac asupra mașinii în care se afla. Înainte să plece din California înspre Irak, Karen i-a înmânat păstorului ei o scrisoare și i-a spus așa: te rog să o deschizi numai după ce eu nu vom mai fi în viață. Într-o dimineață, păstorul primește vestea. Karen Watson a fost surprinsă într-un atac armat, în urma căreia a decedat. Și-a adus aminte păstorul de scrisoarea care a primit-o de la Karen când i-a spus să nu o deschidă decât după moartea ei. A luat scrisoarea și a început să o citească în lacrimi. Scria femeia aceasta în felul următor: când Dumnezeu cheamă, nu există regrete. Nu am fost chemată într-un loc, am fost chemată de fapt la El. Să ascult a fost obiectivul meu. Să sufăr era de acceptat, de așteptat. Gloria Lui este răsplata mea. Gloria Lui este răsplata mea, spunea ea. Continuați să trimiteți misionari, continuați să creșteți păstori, tineri. Și în încheiere spunea: nu există bucurie în afara cunoașterii și slujirii lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu cheamă, nu există regrete. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și sunt sigur că Avram n-a regretat niciodată. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, când Dumnezeu ne cheamă la ceva, la o misiune, la o lucrare specială, nu există regrete. Da, uneori e greu. Alteori e foarte greu. Alteori s-ar putea să fie cel mai greu. Dar Dumnezeu promite gloria Lui ca și răsplată. Pavel spune: eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Nu sunt vrednice, indiferent de ce fel de încercări, de ce fel de suferință vorbim. Suferințele, încercările din viața noastră de aici nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, cu ceea ce ne așteaptă dincolo, cu gloria lui Dumnezeu care are să fie descoperită față de noi. Gloria lui Dumnezeu ne este răsplata noastră. De aceea, în cea mai grea încercare din viața noastră, să ne aducem aminte de Avram și să ne ajute Domnul să urmăm ascultarea Lui, dăruirea Lui, credința Lui și mai apoi așteptând binecuvântarea Lui Dumnezeu peste viața noastră aici și mai apoi o veșnicie sus în cerul cu Domnul nostru. Amin.
Speranța mea e în Iisus, far luminos pe calea mea. E adăpost, e stânca mea, tare în furtuni și vreme rea. Speranța mea e în Iisus, far luminos pe calea mea. E adăpost, e stânca mea, tare în furtuni și vreme rea. Ce pace-n prezența sa. Să rămâneți, n-am spus să vă ridicați, rog pe fratele Ghiță să vină în fața dumneavoastră pentru un anunț și mai apoi pentru rugăciunea de încheiere. Dacă vreți să vă ridicați, puteți să vă ridicați, nicio problemă. De teamă sun, eliberat, doar prin puterea lui Iisus. Când l-am apus, de brațul lui eu sunt condus. Nici adul chiar și nici vreun om nu mă desfac, de-al meu sunt. Să ocupați locurile.
O cântare de-a noastră spune: după soare vine nor, după nor iar vine soare. Așa s-a întâmplat în viața fratelui Ovi în 2012-2013. După norul din 2012 a venit soarele în 2013 și încă un soare arzător de Arizona. Slăvit să fie Domnul, amin? Așa s-a întâmplat și în cazul familiei Horga, Bianca și Sami. Și la ei a fost un nor. Au rezolvat problema venirii în America, dar au pus o condiție, că vor să vină aici doar dacă își găsește un job fratele Sami, de acolo, din țară. Și a aplicat, și a aplicat și tare tot mă necăjeam, ne așteptam să-l vedem pe Sami unde este acum și făcând o lucrare extraordinară, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și tot îl întrebam pe fratele Ovi, pe fratele Todor, nu au găsit, au aplicat de nu știu câte ori. Și știți ce au făcut? A zis, cumpărăm un bilet, mergem în vizită, că tot avem dreptul și ne întoarcem înapoi în România și mai stăm pe acolo. Numai că Domnul a schimbat planurile lor. Și când nu se mai așteptau, Domnul a intervenit și a găsit job fratele Sami și atunci urgent schimbă biletele și au venit de tot și Domnul să fie slăvit. Amin? Așa se întâmplă că lucrează Domnul și mai adaugă și la bisericuța noastră un membru deocamdată, pe sora Bianca Horga, și în seara aceasta suntem aici ca să ne arătăm bunăvoința noastră că o primim să fie membru în biserica noastră. Fratele Sami este membru de mult pentru că el a fost cu noi aici, deci el este membru, dar sora Bianca acum a venit și cu micuța lor și Domnul să-i binecuvinteze. Deci dau citire cererii de membralitate. Horga Bianca, domiciliată în Arizona, știm că e în Arizona aici, născută la 16.03.1992 și botezată de către fratele păstor Mladin Onisim în data de 28.03.2010 în Biserica Baptistă Dragostea din Arad. Pun în fața dumneavoastră dacă sunteți de acord să o primim în rândurile bisericii noastre. Cine este de acord? Slavă Domnului! Cine este împotrivă să se abțină? Uite, Lucas a vrut să se abțină și n-a putut. Mulțumim Domnului și bisericii că s-a întâmplat lucrul acesta și sora Bianca este membra noastră. Dar nu ne oprim aici. Mai avem încă două cereri de primire ca membri. Nu m-am așteptat niciodată, vă spun sincer, să văd familia Buda că se mută în Arizona. Pentru că au fost aici la o aruncare de piatră în California și n-au venit la noi aici în Arizona, s-au dus tocmai în partea cealaltă, în est, în Georgia, în Atlanta. Și am zis, na, fă cum, dacă s-au dus acolo, ori rămân acolo, ori se duc în România, că e mai aproape. Nu vin înapoi aici. Domnul a schimbat și în cazul lor alegerea pe care au făcut-o, crezând că acolo vor rămâne. Când Domnul vrea să schimbe ceva, El schimbă. Și mulțumim Domnului că sunt împreună cu noi și de o vreme sunt aici și știți deja, au depus și cereri să-i primim membrii în rândul bisericii. Mai întâi dau citire cererii de membralitate a sorei Maria, sora Maria Buda, născută în 21.03.1949, botezată de către fratele Mihai Hușan, la data de 10.08.1969. Dacă e invers, nu contează, că este și lună și data se potrivește. În Biserica Mănășturi din Cluj, România. Sora cere să fie primită. Acum, deja îi cunoașteți foarte bine și dacă nu-i cunoașteți, întrebați-mă pe mine, că eu îi cunosc și mai bine. Și cu soția mea, pentru că am fost cel puțin 20 și ceva de ani împreună în aceeași biserică. Îi știu ca niște frați deosebiți, care n-au făcut niciodată probleme,
în biserici. Nici aici n-am auzit, în România nici atât, vă spun sigur. Cine este de acord să primim pe sora Maria membră în biserica noastră? Să vii să fie Domnul. Nu primim abțineri și nici împotriviri. Lucas e mai în urmă un pic, el nu știu ce vrea, cred că vrea să fie, da? Vrei? Lucas, da? Bravo, mulțumesc! Fratele Matei Buda, m-a surprins să văd aici că s-a botezat la Cluj. Pe el este cărășan acolo, dar știu de ce, pentru că probabil era în perioada studenției la Cluj, nu? Acolo s-a botezat în aceeași dată cu sora Maria, în 8-a 10-a 1969, tot în aceeași biserică Mănășturi Cluj și tot de același frate Mihai Ușanu. Fratele e născut un pic mai devreme decât sora, la 4-a 5-a 44, da? Se vede așa bine? Da, așa e. Deci, fratele l-ați văzut. E de folos în lucrarea Domnului aici, cu poezii și nu numai, va urma și să slujească și în alt fel și Domnul să îndure în continuare de biserica aceasta și să mai adauge membrii și așa, dar și veniți să se pocăiască în biserică. Amin? Amin. Cine este de acord ca și fratele Matei să devină membru în biserica asta? Mulțumesc! Nu se mai ține nimeni, nu? Nu, nici nu e împotrivă nimeni. Slavă Domnului pentru lucrarea aceasta, care trebuia făcută oricum. Noi nu vrem să ținem prea mult cererile, pentru că nu avem... Da, poftim! Cum? Urmați voi! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Nu forțăm pe nimeni, numai dacă doriți, și ne bucurăm că ne-ați anunțat pe calea aceasta. Duminica viitoare, e bine? Luați hârtiile, completați-le și rămânem iar în urmă 5 minute ca și acum. Bine? Slavă Domnului pentru toate! Știți cum noi obișnuiam, când primeam membrii în mijlocul nostru, să ne adunăm aici și să facem un cerc, ne țineam de mână și ne rugam pe rând. Am zis că e pandemie și să nu forțăm lucrurile, s-ar putea careva să nu se simtă confortabil pentru lucrul acesta. De aceea v-aș ruga să ne rugăm, să ne ridicăm în picioare și câteva surori, câțiva frați, dar specific, scurt, să ne rugăm ca Domnul să îi binecuvânteze pe cei ce s-au adăugat bisericii și să lucreze în continuare ca tot mai mulți să vină și să se închine împreună cu noi. Amin? Amin. Rugăciuni scurte, alternativă, un frate, o soră, un frate, o soră, un frate, scurt. Doamne Iisuse, că la familia noastră se mai adaugă familii sănătoase. Mulțumim. Doamne Iisuse, să ne faci de folos în acest oraș. Amin. Trezește Phoenix-ul, Doamne. Amin. Ne rugăm de atâția ani și îți mulțumim pentru ploaia binecuvântărilor tale. Amin. 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 Doamne, îți mulțumesc și eu pentru că sunt aceste suflete care s-au adăugat bisericii tale din locul acesta și lucrul acesta, da, este o dovadă a faptului că Duhul Sfânt este la lucru și Amin. Da, Doamne. Doamne, biserica aceasta și da, să mulțumesc pentru modul în care ai lucrat, Doamne. Mulțumim. Așa că ca aceste două familii să ajungă în familia ta din locul acesta. Mulțumim. Și te rog, Doamne, ca tu să-i binecuvinte. Amin. Să-i faci folositori în locul acesta. Amin. Pentru slava ta. Amin. 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 Da, slavă ție. Amin. Amin. Da. Amin. Da, Doamne, mulțumim. Da, Doamne. Mulțumim. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. 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 Doamne, iată ce face rugăciune. Da. Gândul ne îndeamnă să mergem în trecutul acesta apropiat, când fratele Aron Băuț, fiind la noi
printre rânduri aici, priveam la scaunele goale și fratele Aron, însuflețit de credință, striga către tine, Doamne, și zicea, umple și rândul acesta, Doamne. Slavă. Doamne, iată, privim la lucrarea pe care Tu faci cu noi, da, și ne găsim câteodată slav nebudincioși, dorim iertarea Ta și amin, îndurarea Ta peste noi. Amin. Doamne, vedem în ceea ce lucrezi Tu, răspunsul Tău cu privire la rugăciunile aduse de Ta și dorința noastră pentru adunarea aceasta. Mulțumim, Doamne, că ai dat răspunsul cuvenit. Mulțumim pentru aceste 300. În numele Domnului Iisus te chemăm și te rugăm și în continuare să binecuvântezi biserica, aceste suflete și pe toți acei care vor veni în locul acesta să-ți cheme numele Tău. Amin. În numele Tău este minunat. Amin. Amin. Mulțumim. Ai spus că Tu vei purta de grijă aceste biserici. Da, mulțumim. Mulțumim că ai adăugat încă 3 membri la această biserică. Mulțumim. Și să-i faci folos la această amin. Amin. Să putem să lucrăm împreună, Doamne, la desigur. Amin. Să nu stăm nepăsători, Doamne, îți mulțumim și te rugăm să porți de grijă și în continuare și să aduci alte suflete care vor să lucrezi la această biserică. Amin. 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 Revarsă-ți binecuvântarea Ta în continuare peste biserica Ta. Amin. Binecuvântează aceste suflete, Doamne. Amin. Și dă-le, Doamne, putere, înțelepciune și ajutor să se ține de Tine toată viața lor. Amin. Îți mulțumim, Tată bun, că ești bun, să ne asculți și să ne ierți. Și fii slăvit, binecuvântat și onorat în veci. Amin. 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 Mulțumim. Mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim. Amin. Da, Doamne. Tu să se poată comuta în țara aceasta. Amin, te rugăm. Și dat-o acesta, Doamne, în biserica Ta. Amin. Mulțumim, Doamne, și pentru că ai adus cu bine și pe familia Buda. Mulțumim. Doamne, și sunt noi în statul acesta și în biserica Ta. Îți mulțumim pentru ei. Te da, rugăm. Doamne. Adică neputințele din trupul lor. Te rugăm. Să se poată obișnui cu clima de aici, Doamne, te rog, să-i păzești, să te îndrumi. Amin. Pe copiilor, pe nepoților. Amin. Amin. Convinge-i Tu, Doamne. Amin. Mulțumesc pentru că ei au ales să fie cu noi aici. Amin. Mulțumesc pentru credincioșia Ta și pentru bunătatea Ta. Doamne, ajută-ne ca biserică să trăim în unitate. Amin. Să trăim în dragoste, să ne rugăm unii pentru alții, să ne sprijinim, să ne încurajăm, Doamne. Și amin. Că este nevoie de încurajare, de îmbărbătare. Da. Mulțumim că Tu ești alături de noi și ne iubești. Ajută-ne și noi să iubim pe cei din jurul nostru. Amin. Mulțumesc frumos pentru frații noștri care s-au alăturat la biserica Ta. Te rog să-i binecuvinteze, să le porți de grijă și lor și familiilor lor și familiilor noastre. Da. Mulțumesc pentru tot ce ești și tot ce faci Tu pentru noi. În numele Domnului Iisus. Amin. 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 Mulțumesc și eu, Doamne, Tată, pentru această seară. Mulțumesc pentru cei ce s-au alăturat acestei biserici. Da. Mulțumim. Mulțumesc pentru copiii noștri. Da, Doamne. Amin. Te rog să-i faci, Doamne, folositor lucrării Tale în continuare în locul acesta. Amin. Te rog să binecuvintești și nepoții noștri, Doamne. Te rugăm. Mulțumesc pentru femeile care lucrez și ei se vină și se caută să lucreze în via Ta, Doamne. Amin. Te rog să-i binecuvintești în continuare. Amin. Amin. Doamne, mă rog să aduci, dacă este cu putință și cred că este cu putință, Doamne, să aduci în casa asta și pe camerea familiei. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Da, Doamne. Doamne, dar știm că la Tine toate lucrurile sunt cu putință. Amin. De aceea te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să binecuvânteze.
Amin. Îți mulțumim pentru ei, Doamne. Da. Îți lăsă-i binecuvinte. Amin. Tot nimeni, dar în continuare, împreună și cu amin. Din familia lor. Amin. Îți lăsă-i binecuvinte, dar în continuare, în lucrul acesta, Doamne. Amin. Le cuvintează slujitorii pe și Amin. Să fie, să ducă rod, Doamne. Amin. Și mulți să se întoarcă la Tine și aceste părți de mine pline, Doamne. Amin. În numele Domnului Iisus, pentru meritele Lui te-am rugat și îți mulțumesc. Amin. 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 Doamne, vin și eu înaintea Ta și îți mulțumesc pentru felul cum știi Tu să lucrezi atunci când noi nu mai credem că se poate face nimic. Doamne, am strigat către Tine să ocupi cu suflete băncile acestea goale și îți mulțumim că ai început lucrarea aceasta când noi credeam că nu o să mai faci. Doamne, binecuvântează biserica în continuare și ajută-ne să nu încetăm să ne rugăm. Îți mulțumim pentru familiile acestea care s-au adăugat la biserica din loc. Îți mulțumim pentru Bianca, Doamne. Mulțumim că ai adus-o cu bine împreună cu familia ei, cu Sami și cu micuța lor. Doamne, te rog să îi ții lângă Tine până la capăt. Să-i ajut să fie de folos lucrării Tale de aici. Mulțumesc și pentru familia Buda. Sunt frați scumpi pentru mine, pentru familia mea. Dar cred că sunt frați scumpi și pentru biserica din loc. Amin. Te rog să-i binecuvintezi. Amin. Pe ei și pe copiilor. Amin. De aici și din California și pe toți cei dragi. Amin. Doamne, lucrează dacă este în felul acesta, felul Tău de a lucra și în familia Popoviciu. Mulțumim că Amin. Au decis și ei să se facă membri aici cu noi împreună. Binecuvântează-i și pe ei. Amin. Și, Doamne, lucrează și în dreptul părinților lui fratele Călin. Dă-le sănătate, dar dă-le mai întâi, Doamne, mântuirea Ta. Și apoi, Doamne, dă-le și sănătate. Să se poată bucura, Doamne. Și lasă ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți, acum și în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îmi cer scuze, fratele Ovi mi-a spus să vă chem aici în față și să ne rugăm. Nu-i nimic că n-ați fost aici, mai bine poate aveați emoții, așa că mai bine am uitat. Am îmbătrânit și eu, mă apropii și eu către 70, acum ce să facem? Biserica este liberă, dacă mai ai și alte anunțuri, te rog. Nicio problemă. Am primit acum, am întrebat pe fratele și pe fratele Cristian Rață, Cristi Rață, înainte să începem biserica, dacă cumva ajunge la noi, din câte am înțeles și a exprimat dorința să fie împreună cu noi duminica viitoare, dar nu știa sigur. L-am întrebat dacă știe ceva de venirea lui încoace și mi-a confirmat că va fi în mijlocul nostru cu ajutorul Domnului duminica viitoare seara. Așa doar ca să știți. Nu știu câți dintre noi să-l cunoașteți pe fratele Cristi, cred că majoritatea, Cristian Rață, un misionar, un slujitor, un om al lui Dumnezeu. Da, este rudenie cu familia Buda. Așadar, am vrut să fac anunțul acesta. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare seara împreună cu noi va fi fratele Cristi Rață. Domnul să-l păzească pe drum și Domnul să vă păzească și pe dumneavoastră săptămâna aceasta și să fie cu noi cu toți. Amin. Amin.